Ministrul Finanțelor Marcel Boloș a anunțat prioritățile bugetare pentru anul 2024. În mod specific, domeniile sănătății și educației vor beneficia de alocări bugetare care să permită modernizarea și digitalizarea, precum și implementarea de investiții consistente. Construim bugetul de la legislația care este în vigoare în momentul de față și conform cu procedurile pe care le avem de asemenea în vigoare. E un buget pe care încercăm să-l orientăm spre investiții. Acesta este obiectivul pe care ni-l propunem pentru anul 2024, iar în ceea ce privește marile servicii publice, vorbesc de sănătate și educație, acestea rămân în continuare cu alocări bugetare care să le permită modernizarea, digitalizarea, cât și implementarea de investiții consistent, a afirmat Boloș, care a participat la summitul autorităților locale organizat la București. Ministrul a menționat că în cazul în care legea intră în vigoare în forma actuală, guvernul trebuie să ia în considerare impactul bugetar și să identifice măsuri pentru susținerea financiară a drepturilor pensionarilor. Marcel Boloș a explicat că sunt necesare măsuri suplimentare pentru creșterea încasărilor, inclusiv digitalizarea și combaterea evaziunii fiscale. Dacă legea intră în vigoare în felul acesta, datoria noastră, conform legii, este ca impactul bugetar să luăm în considerare. Depinde ce pachet de măsuri, după cum știți, în ceea ce privește și combaterea evaziunii fiscale și digitalizarea, sunt măsuri pe care le-a pregătit în Ministerul de Finanțe și, de asemenea, urmează să le supunem aprobării Guvernului. Un buget care să conțină resurse consistente din zona digitalizării și a combaterii evaziunii fiscale este unul pe care îl așteaptă toți românii și atunci, evidențiat distinct în buget, să vedem dacă acest buget se și realizează și produce efecte, astfel încât aceste efecte să fie consistente pentru a asigura sustenabilitatea financiară a drepturilor care vin din noua legea pensiilor, a explicat Boloș. Ministrul Finanțelor a punctat că trebuie realizat o analiză extrem de serioasă asupra impactului estimat referitor la noua lege a pensiilor. El a precizat că este vorba despre un impact de 30 de miliarde de lei într-o perioadă foarte scurtă și orice analist financiar și orice om de specialitate se gândește cum va reuși să poată să atragă banii într-o perioadă scurtă de timp. Marcel Boloș a explicat că avizul pe care l-a depus sunt trei categorii de măsuri principale care sunt de luat în seamă. Una care privește încasările suplimentare din digitalizare. Să nu uităm că de la 1 ianuarie intră facturarea electronică împreună cu modulul de combatere a evaziunii fiscale, adică detectăm pe cei care nu își înregistrează facturile și în felul acesta încercăm să avem o colectare corespunzătoare a banilor la buget. A doua măsură, după cum știți, pachetul de măsuri privind combaterea evaziunii fiscale, cuprinsă în legea pe care guvernul și-a asumat răspunderea și în continuare avem completarea acestor măsuri, inclusiv cu combaterea infracționalității economico-financiare și în felul acesta să maximizăm tot ce se poate încasa la buget, a explicat Marcel Boloș. El a fost întrebat și de unde va tăia bani în bugetul pentru 2024. În acest context, el a spus că nu trebuie să fie neapărat tăiați pentru că avem un volum de investiții consistent pentru Planul Național de Redresare și Reziliență și politica de coeziune. În mod firesc, ar trebui să se vadă în creșterea bugetului de investiții toate aceste sume.